Salut! La această lecție voi rezolva mai multe ecuații exponențiale. Am să te rog să scrii în caiet în timp ce eu rezolv la tablă, astfel se va întipări mai bine. Să rezolvăm următorul exercițiu. 9 la puterea 3 minus 5x înmulțit cu 7 la puterea 5x minus 3 este egal cu 1. Cum vom proceda? 9 la puterea 3 minus 5x așa și rămâne, iar în loc de 5x minus 3, voi scrie sub forma aceasta, 7 la puterea vine minus în față și rămâne 3 minus 5x. Avem dreptul să facem așa, deoarece dacă minus înmulțesc cu 3 obțin minus 3, dacă minus înmulțesc cu minus 5x obțin 5x. Este egal cu 1. 9 la puterea 3 minus 5x așa și rămâne înmulțit. Aici este minus 1. 7 la puterea minus 1 se scrie altfel, 1 supra lui 7. Totul la puterea 3 minus 5x este egal cu 1. De ce am scos acel minus în față? Pentru a obține 3 minus 5x. Fix ca aici, 3 minus 5x. Înseamnă că eu am dreptul să înmulțesc 9 cu 1 supra lui 7 și obțin 9 supra lui 7. Totul 3 minus 5x este egal, în loc de 1, voi scrie 9 supra lui 7, totul la puterea 0. Avem aceeași bază, egalăm puterile. 3 minus 5x este egal 0, minus 5x egal minus 3, schimbăm semnele, 5x este egal cu 3, deci x este egal cu 3 supra lui 5. Soluția este egal 3 cincimi. Am rezolvat acest exercițiu. Să mai rezolvăm un exercițiu. 10 la puterea 5 minus x, totul la puterea 6 minus x este egal cu 100. Cum procedăm? Vom scrie 10 totul la puterea 5 minus x pe lângă 6 minus x este egal cu 10 la puterea a doua. Avem aceeași bază, egalăm puterile. 5 minus x pe lângă 6 minus x este egal cu 2. Scăpăm de paranteze. 5 ori 6 este 30. 5 cu minus x face minus 5x. Minus x cu 6 obținem minus 6x. Minus x cu minus x obținem plus x la puterea 2 egal 2. Scriem în formă canonică. X la a doua pe primul loc. Minus 5x minus 6x obținem minus 11x, 30 minus 2 obținem plus 28, este egal cu 0. Calculăm delta x1, x2 și vom obține x1 este egal cu 2 și x2 este egal cu 9. Soluția este egal 2, 9. Am rezolvat această ecuație.